De la un președinte american trei ori, inclusiv o scrisoare privat la Kosygin, direct la președinte a fost... Domnule Oaț, întrucât mai avem două minute până la finalul emisiunii, declinul României în fața partenerilor occidentali începe cu publicarea de către Pacepa a cărții Orizontul Roșii în Occident în 1988. În 1978, iertați-mă. Pacepa dezvăluie mecanismele sistemului totalitar ceaușist, lucru care face, sau mă rog, care conduce administrația americană de a rezilia clauza națiunii cele mai favorizate către România și de a se înstrăina cumva ca susținător a independenței lui Ceaușescu în interiorul pactului de la Varșovia. Dumneavoastră confirmați în carte un lucru la care noi poate nu ne-am fi gândit niciodată. Că Ion Mihai Pacepa a fost agent KGB. Lucru care, sigur, ne-ar lămuri altfel publicarea cărții Orizontul Roșii și destinul nostru economic din anii 80. Niște clarificări. A fost 78 când el a plecat în Statele Unite. 87 a fost când el a publicat. În 87. În 88 a apărut... Dar a fost manuscris deja, a fost răspândit în 85 și chiar aproape imediat a fost și serializat pe Radio Europa Liberă. La acest timp, când el a ajuns în Statele Unite, n-a făcut nicio deosebire în relație cu Statele Unite. Nici pentru 2 ani. Din cauza Carter, a conlucrat foarte aproape cu Ceaușescu. Chiar în 78 a fost vizita asta oficială, în care Carter a admis, de fapt, că România a jucat un rol foarte sprijinitor, nu numai pentru administrația lui, dar și pentru asta precedent, care a fost primul și, mi se pare, ultimul președinte care a spus că, de fapt, a fost nu numai cu mine. De exemplu, Nixon a vorbit tot timpul că China a fost cu el și România, dar asta a fost abordat de președinte Johnson, care a cerut astfel de lucruri care este și parte de problemele electorale, oriunde. Dar chestia cu Pacepa, China el a servit. Eu nu știu exact. A fost un agent anti-român, asta a fost clar, din cauza toate linii și toate lucrurile în cartea care a fost dobărât de CIA când ei au făcut cercetare despre asta. Dacă a fost un caltroian și sovietici a gândit despre asta și chiar Stasi a spus într-un raport că România este un caltroian în pactul Varsovii din cauza înlesnii și intrare NATO. Dar din afară de asta, el poate să fie un agent sovietic.